Bine v-am regăsit. Mă bucur că ne reîntâlnim. Rămăsesem datoare cu povestea experienței mele din prima seară cu copilul acasă. Și asta am de gând să fac astăzi. Am plecat din spital. Fericire mare că în sfârșit ne putem liniști, că în sfârșit suntem noi în lucrurile noastre, în căminul nostru, că în sfârșit putem învăța să ne adaptăm, că vom intra într-un program normal, că vom încerca să ne creăm o rutină și că toate lucrurile vor fi ok. Doar că n-a fost așa. Atacurile mele de panică încă existau, teama, frica pentru necunoscut încă erau acolo, dar m-am gândit că o să treacă de la sine, n-are ce se întâmple, încercam să nu le acord foarte mare atenție sau să nu le bag foarte tare în seamă. Și eram bucuroși că am ajuns acasă. Toate bune și frumoase pe parcursul zilei, copilul mânca, dormea, mânca, dormea, mânca, dormea. Până seara. Când deja începeam iarăși să trec prin aceleași stări. Și era o situație care deja se repeta de două zile și asupra căreia nu aveam control absolut deloc. Simțeam că nu puteam să respir, simțeam că aveam o greutate mare în piept, simțeam că mi-era frică, dar nu știam de ce anume mi-e frică. Și de când începea să apună soarele, eram panicată de lucrurile pe care deja știam că urmează să le simt. Lăsând la o parte asta, am făcut și furia laptelui. În prima zi, când am venit cu copilul acasă, dureri groaznice. Mamele care au trecut prin asta pot să mă înțeleagă. Am început să facem masaj, să stau cu varză bătută cu bătătorul de șnițele și pusă pe sâni. Doar mai ameliorează un pic din durere, însă foarte greu și foarte dificil. Nu trecea cu absolut nimic. Pe lângă asta stăteam o oră cu varza pe sân, după care mă duceam, mă spălam, trebuia să alăptez copilul, sau mă rog, să încerc să-l alăptez, pentru că evident nu aveam lapte. Și am făcut tot ce puteam să fac pentru asta. Am băut ceaiuri. Asta este, mă rog, iarăși o altă discuție despre care, dacă vreți, vorbim, sau nu neapărat, pentru că și asta e frustrant, să vezi că nu poți să-ți hrănești copilul, că el depinde de laptele tău, asta este mâncarea lui, iar tu nu poți să-i oferi pentru că nu ai. Stăteam o oră cu varza, mă spălam, îl hrăneam, după care iarăși mă spălam și tot așa. Și într-un final, când am zis gata, mă pun și eu să mă odihnesc o oră, a început teroarea. Zian s-a trezit și a început să urle. Am crezut că are ceva. Am verificat scutecul, l-am schimbat. Tocmai îi dădusem să mănânce, n-avea cum să fie foame. Bineînțeles că îi dădeam supliment, pentru că, așa cum am spus, eu nu reușeam să-l hrănesc. Tocmai era mâncat. Am verificat, are temperatură, nu avea nimic. Ceva îi creează stare de disconfort, nu avea nimic. Colici, i-am dat siropel pentru colici, nimic. L-am legănat, i-am cântat, l-am mângâiat. 8 ore, copilul meu a plâns într-una, în prima noapte. Era 10 seara sau ceva de genul ăsta. Am început să-l dăm din brațe în brațe, 10 minute eu, 10 minute mama, 10 minute Andrei, pentru că noi trei eram adulți în casă cu el. Zian nu se liniștea absolut deloc. Eu simțeam și mai tare cum mă adânceam în toată negura asta a depresiei. Simțeam cum pur și simplu nu pot să ies de acolo. Simțeam cumva că parcă mă prăbușesc, cad în gol și nu era nimeni să mă ajute. Mă simțeam abandonată, eram frustrată pentru că nu puteam să-l liniștesc și nu puteam să-l hrănesc. Simțeam cumva că toate lucrurile astea nu se vor termina niciodată.
Simțeam că nu au sfârșit, simțeam că nu au rezolvare pentru că nu găseam problema. Eu am început să mă panichez și mai tare pentru că deja în mintea mea încolțeau tot felul de idei, cum că copilul e bolnav, copilul are ceva, copilul suferă de ceva, copilul nu e fericit, copilul nu se simte bine. De ce plânge copilul? Au fost cele mai lungi și cele mai chinuitoare 8 ore din viața mea. Nu pentru că, nu știu, se întâmpla ceva fizic. Ok, copilul plângea. Acum, dacă se întâmplă asta, pot să înțeleg. Încerc să liniștesc și lucrurile se rezolvă. Însă pentru că nu puteam face nimic pentru copilul meu. După cele 8 ore, cumva mi-a venit în minte strălucita idee să-l înfășez. Și l-am înfășat exact ca pe o mică șaormă. L-am luat în brațe, l-am mai legănat un pic și în 10 minute copilul a dormit. Ca prin minune. E clar, acum înțeleg că era o chestiune de adaptare la el, că era un mediu nou, că era aerul nou, că erau așternuturile noi, că totul era nou pentru el și că asta era singura modalitate în care el se putea exprima, însă atunci nu înțelegeam așa. Atunci nu vedeam lucrurile așa, atunci mă gândeam la tot ce poate fi mai rău și nici de cum nu găseam o soluționare sau o rezolvare rapidă. După cele 10 minute a adormit, ca un îngeraș, ce este. Doar că în vreo oră și ceva, iarăși s-a trezit să mănânce. Măcar după ce i-am dat să mănânce și l-am hrănit, n-a mai plâns, a culcat înapoi la loc și tot a fost ok. Însă eu, evident, rămăsesem de mult în urmă cu orele de odihnă și cu orele de somn. Și iarăși trag un semnal de alarmă către toate mămicile. Încercați să dormiți cât de mult puteți. E esențial. Și să treceți prin perioada postnatală și să puteți să fiți liniștite pentru copiii voștri și să înțelegeți mai bine cum faceți să ieșiți din depresia postnatală. Cumva eram epuizată de tot ceea ce mă gândeam că urma să se întâmple de atunci înainte. În fiecare seară după ora 18, măi, dar parcă era, nu știu cum să vă explic, parcă eram setată. În fiecare seară după ora 18, când se golea casa și se așterna liniștea, pe mine mă apuca panica. Eu plângeam, Zian plângea, eu plângeam, Zian plângea. Am încercat să mă ia de lângă el, să mă duc în altă cameră ca să nu mă mai vadă, să nu mă mai simtă. Însă legătura dintre mamă și copil transcede orice fel de perete. Și oricum aveam sentimentul că nimeni nu poate să-l liniștească decât eu. Oricum aveam sentimentul că nu știu, dar măcar încerc să fac ceva pentru el. Și am stat așa o lună de zile. O lună de zile în care seară de seară, după ora 18-19, eu aveam aceleași atacuri de panică, simțeam aceeași imposibilitate de a respira, aceeași greutate în suflet și copilul meu simțea aceleași lucruri cu mine, în același timp cu mine. Pentru că până atunci el era liniștit, eu eram liniștită. Odată ce simțeam cum mă învăluie și cum mă cuprinde panica asta, începea și el să se agite, să plângă și să nu-i mai găsesc niciun fel de remediu. Din cauza stării pe care o aveam, despre care v-am vorbit, mi s-a oprit și laptele. Și ăsta a fost iarăși un punct esențial și o încercare mare pentru mine, pentru că din nou m-am simțit incapabilă. Și mă învinuiam de faptul că nu pot să-mi hrănesc propriul copil. Însă au fost lucruri care n-au avut legătură cu mine și cu capacitatea mea de a face sau de a încerca să fac lucruri, ci cu ceva mult mai puternic de atât, care pornea de aici și ce nu puteam să controlez. Am mâncat la regim,
în tot acest timp, până mi s-a oprit laptele, pentru că trebuia să am grijă să nu cumva să-i provoc eu, din cauza laptelui, colici sau imposibilitate de a digera mai ușor laptele și, nu știu, să-i creez vreo durere sau vreo neplăcere. Și asta nu m-a ajutat, eram palidă, eram slabă, eram nedormită, eram epuizată. Am încercat la un moment dat să caut remedii prin doctori, prin specialiști, nu pentru mine, pentru el. Pentru că iarăși din cauza depresiei îmi făceam tot felul de filme în cap. Cum că am un copil bolnav, cum că se întâmplă ceva, cum că nu e normal să se comporte așa. Dar problema era la mine, nu la el. Am fost la doctor, am fost la specialiști, am făcut ecografie, am făcut analize de sânge, copilul nu avea nimic, era perfect sănătos, totul era minunat. Totul avea legătură cu mine, iar eu nu puteam să controlez asta. Vă rog să mă credeți că mi-e foarte greu să exprim în cuvinte toate lucrurile pe care le-am simțit. Pentru că am senzația că ele nu sunt de ajuns, cuvintele nu sunt de ajuns și sunt goale cumva. Însă clar, aceea a fost cea mai grea perioadă a vieții mele. Momentul în care realizezi că totul depinde de tine, iar tu nu ai control asupra propriei tale persoane. Momentul în care realizezi că un suflet, un omuleț, depinde de tine, iar tu nu reușești să te aduni pentru a-l putea liniști și pentru a-i oferi lucrurile de care el are nevoie. Devenisem un roboțel care făcea aceleași lucruri în fiecare zi, avea aceeași rutină, fiecare zi și fiecare noapte. Nu mă mai bucuram de nimic, nu mai simțeam nimic, așteptam cu înfrigurare momentul de seară, când urma să intru din nou în aceeași stare. Simțeam nevoia să plâng, simțeam nevoia să mă descarc, simțeam nevoia de o gură de aer pe care nu mai găseam și nu mai știam de unde să o iau, pentru că nu mă puteam desprinde de copil. Aveam senzația că doar eu știu să-l liniștez, doar eu știu să-i dau să mănânce, doar eu știu să-l culc, doar eu știu să-l spăl. Și cumva stând acolo și neschimbând mediul, am trăit din buclă în buclă în buclă. Același sentiment, aceeași panică, toate descrise într-un singur cuvânt. Depresia postnatală. Iar dracului de greu să recunoști asta, pentru mine, o persoană obsedată cumva de menținerea controlului în tot ce înseamnă viața mea și a celor din jurul meu, la modul de totul trebuie să fie organizat, totul trebuie să fie ca la carte, totul trebuie să fie perfect, totul trebuie să fie impecabil. Pierdusem tot, nu mai știam de unde să mă adun, nu mai știam cine sunt, știam doar că trebuie să mă dedic în totalitate acestui suflet și am făcut-o, însă cu prețul dezechilibrului meu. Nu vă recomand să faceți asta. Și mai mult decât atât, am câteva recomandări pentru voi, pentru toate cele care mă urmăriți, însă aș vrea să vorbim despre asta într-un episod viitor. Atunci o să vă explic exact care au fost punctele care m-au condus pe acest drum. Atunci o să vreau să vă explic care sunt lucrurile pe care le-am făcut, care sunt greșelile pe care le-am făcut și care au fost lucrurile bune, puține, pe care am reușit să le fac în perioada respectivă. Din nou vă spun că aștept mesajele voastre, aștept să împărtășiți cu mine tot ceea ce este legat de stările voastre, de copiii voștri. Acum am devenit un mic guru, un mic expert în tot ceea ce înseamnă îngrijirea, dezvoltarea și creșterea unui copil, pentru că mă implic 100%. Sper că v-am fost de folos. Sper cât mai puține dintre voi să se regăsească în cele povestite de mine. Dar cele care vă regăsiți, nu vă panicați. Sunt remedii, o să vă povestesc despre ele. Vă pup!